Și pe Caliș continuă tradiția și ca în fiecare an, după organizarea marșului Bucharest Pride, latifundiarul din Pipera a mers și a stropit cu aghiazmă Calea Victoriei și străzile adiacente. La numai o zi de la marșul Bucharest Pride, Gigi Becali a mers pe același traseu, dar nu oricum, ci însoțit de un alai de preoți. Protestul organizat de Frăția Ortodoxă a strâns 100 de persoane. Adunarea a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, situată pe Calea Victoriei. Ulterior, având la ei icoane și cruci, aceștia au refăcut traseul pe care, în urmă cu numai o zi, s-a organizat Bucharest Pride. În imagini se poate observa cum aceștia cântă, spun rugăciuni și stropesc cu aghiazmă. Un dar duhovnicesc pe întărirea voastră. Gigi Becali este recunoscut ca fiind un adversar înverșunat al drepturilor LGBTQ. Din acest motiv, în fiecare an participă la procesiunea creștinilor ortodoxi, o contramanifestație la marșul Bucharest Pride.